Două elicoptere izraeliene CH-53, similare cu cel prăbușit în urmă cu o săptămână în munții Bucegi, au aterizat de urgență astăzi lângă localitatea Vulpești din județul Argeș. Unul dintre aparate avea o problemă tehnică, iar celălalt a coborât ca să acorde asistență. Elicopterele erau în drum spre Israel când au apărut problemele. Zona unde au aterizat, aflată la 5 km de Vulpești, a fost securizată de militari români. La fața locului a aterizat și un elicopter Puma românesc. Tot acolo au venit mai multe mașini ale poliției și jandarmeriei. Cele două elicoptere au participat la exercițiul militar Blue Sky 2010.